În cazul procesului care a avut loc la Curtea de Apel, unde Rosal, Primăria Suceava și Asocierea Flor Construct Diasil, de Asil, desemnată câștigătoare de Comisia de Licitație, au contestat decizia CNSC, s-a hotărât din nou reevaluarea ofertelor. Numai că la procesul de marți, instanțele au remarcat faptul că Asocierea Flor Construct Diasil nu a plătit garanția de 25.000 de euro impusă în baza valorii contractului disputat. Atunci când CNSC a anulat decizia de desemnare a câștigătorului și a cerut reanalizarea ofertelor, toată lumea a atacat în această soluție. Directorul Rosal, fosta firmă de salubrizare a Sucevei, a afirmat că firma pe care o conduce a plătit cei 25.000 de euro cerut drept garanție. De cealaltă parte, managerul firmei Diasil spune că ideea înaintată de cei de la Rosal nu are niciun temei, că procesul este suspendat și se va judeca la înalta curte de casație anul viitor. Aceștia afirmă că dacă instanțele nu dau dreptate primăriei, trebuie reluate procedurile de evaluare a tuturor ofertelor și că sunt siguri că vor câștiga întrucât oferta lor este cea mai bună. Nici municipalitatea suceveană nu are știință de posibilitatea de excludere a asocierii Flor Construct de Asil din evaluarea ofertelor, după cum afirmă avocații Rosalului. Până când nu se lămurește clar cu cine semnează primăria Suceava contractul de salubrizare menajeră pe 12 ani, nu se poate pune în aplicare măsura de realizare a 145 de puncte îngropate de colectarea deșeurilor, măsură promisă de ceva vreme și dorită de mulți suceveni. Se pare că asocierea dintre Flor Construct și de Asil Suceava nu va putea semna contractul de salubrizare menajeră din municipiu nici toamna aceasta. Potrivit noului caiet de sarcin, contractul va fi pentru o perioadă de 12 ani, timp în care operatorul de salubrizare menajeră va trebui să construiască 145 de buncăre îngropate și 12 spații de joacă. Altfel spus, noul caiet de sarcin prevede montarea câte 4 containere îngropate în 145 de locații din municipiul Suceava, iar casele din oraș vor primi câte două pubele pe care operatorii serviciilor de salubrizare menageră Menajeră, le vor goli în fiecare săptămână. Aceste prevederi sunt făcute pentru ca locuitorii Sucevei să facă o colectare selectivă a deșeurilor menajere și pentru a-i opri pe oamenii străzi să caute în buncărele de gunoi, precum și reducerea numărului de câini care se adună în jurul acestora. Reamintim că serviciul de salubrizare menajeră a fost în ultimii ani asigurat de firma Rosal. Contractul nu a mai fost prelungit, salubrizarea stradală fiind preluată de Diasil Suceava, iar salubrizarea menajeră a fost preluată temporar de asocierea dintre Flor Construct și Diasil Suceava, asociere care a câștigat și licitația propriu-zisă de salubrizare menageră.